Mă bucur să văd din ce în ce mai multă lume la Constanța Developers. Se pare că începem cu dreptul în anul 2018. În această seară l-avem invitat pe domnul Dan Fleșaru din partea GMB. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și mă mulțumesc pentru prezență. Un pic mai aproape de microfon. Dan Fleșaru, sunt IT manager în GMB, lucrez aici din 2000. 18 ani, 17 ani, da. Din păcate am fost ales eu, trebuia probabil unul de la vânzări, așa să mai fac. Este foarte bine că sunteți dumneavoastră, da. Dacă vor fi întrebări la obiect, da, eu sunt persoana potrivită. Pe partea tehnică, așa să spunem, sunt manager IT mai mult de zona Cernavodă, cu centrală nucleară și de ceva timp, de vreo 5 ani de zile, am revenit în Constanța la sediul central de aici. Haideți să-l încurajăm pe domnul Dan Fleșaru. Vă rog. Bun, eu am pregătit câteva întrebări. După acestea, vă rog, cei din public puteți să adresați întrebările voastre. Mai întâi, vă rog să ne povestiți care sunt activitățile principale ale companiei. Pe scurt. Ok, ca o scurtă prezentare, facem 27 de ani anul acesta. Am început în 1991 cu vânzarea de calculatoare, mici rețele, pe vremuri erau acele rețele de tip BNC, coaxial, avansul tehnologic a făcut ca pentru imprimante, rețele, infrastructură. Din anul 1996 am devenit primul provider din Dobrogea, unde ofeream cunoscutul dial-up care l-ați prins pe vremuri, dar pe lângă acest dial-up am reușit să aducem și servicii conexe, găzduire web, care la vremea aceea era destul de important, serviciu de mail. Am dezvoltat aceste servicii, cumva. Din anul 2011 ne-am mutat în nou sediul, aici am reușit să dezvoltăm un data center profesional cu sisteme redundante pentru toate echipamentele și toate sursele de, spunem, de la ambient până la partea de climatizare, partea de alimentare, echipamentele sunt toate redundante, oferim o disponibilitate de 99,98%. Mai apare factorul uman, care asta nu prea poți evita. Principalele noastre activități a fost mentenanța și consultanța de IT. Acestea fiind legate cumva cu serviciul de furnizare de internet. Acum suntem provider de internet, furnizăm și servicii de CATV, avem câteva localități în jurul Constanței, pe cădere mare avem în zona Cernavodei, localitățile în Cernavodă și apropiere de acolo, în jur de vreo 3000 și ceva de clienți, internet și CATV. În Constanța, o mare pondere a clienților noștri sunt persoane juridice, cam 98%, da? Spuneți-ne cum ajung clienții la dumneavoastră, la GMB, sau cum... Păi, avem un renume construit pe bază de seriozitate, profesionalism, să spunem, și cei mai mulți la noi vin prin recomandări. Mergeți la GMB pentru că știu ce fac și o fac cu simțire răspundere. Deci clienții dumneavoastră vă aduc în continuare noi clienți. Da, da. Din fericire, pentru noi este un mare... Înseamnă că sunt clienți mulțumiți. Da, da, da. Să știți că avem clienți foarte mulțumiți și, din fericire, nu avem niciun client care să ne fi plecat din cauze neprofesionale. Ok. Vă rog să ne vorbiți puțin despre echipa tehnică și certificările pe care dețineți. Certificările sunt pe companie și pe personal, pe tehnicienii care avem și inginerii care avem. Pe companie avem 9001 managementul calității, 27001 ISO pe securitatea informației. Avem parteneriate cu Cisco, suntem Cisco Premier de 10-15 ani, nu mai țin de când, Microsoft, HP, care s-au împărțit acum, HP, suppliers, printers
și calculatoare și HP care vine cu storage, servere și partea de networking. Mai sunt Avaya, sunt foarte multe parteneriate care trebuie să le dezvolți, să le ai. Pe partea de personal sunt foarte mulți certificați pe Cisco, pe partea de networking și securitate. Avem pe partea de VMware iarăși parteneriat și oameni certificați pe VMware, pentru că mi se pare una dintre, să zicem, a noua minune a lumii, virtualizarea, care e un lucru foarte bun și acesta este trendul. Sunt foarte multe certificări, avem pe partea de service, pe partea de echipamente la Sony, la nenumerat, aveți și ceva prezentări în față. Ok. Puteți să ne vorbiți despre un proiect important al GMP? Eu cred că cel mai important proiect al nostru este seriozitatea de care am dat dovadă lucrând cu CNE Cernavodă, cu centrala nucleară. Suntem acolo din 2000, ne menținem acolo, am ajuns să le facem outsourcing la toate serviciile lor informatice, de mentenanță, consultanță, implementări de proiecte. Avem acum, în momentul ăsta, zicem vreo 30 ceva de persoane care lucrează acolo. Avem un serviciu de NOC, Network Operation Center, care lucrează 24/24. Avem partea de mentenanță IT, ce înseamnă calculatoare, networking, periferice. Avem partea de printing, partea de furnizare de internet și securitate, care a fost implementată de către noi și, din fericire, până acum batem în lemn, n-au fost absolut niciun incident la centrala nucleară. Cred că este unul dintre cele mai proiecte care ne putem mândri. E unul de succes. Așa avem proiecte mult mai micuțe. Merscu este unul din partenerii noștri, Steag Energie, Wind Farm, Crucea, și-au făcut o fermă de eoliene. Sunt foarte multe proiecte mai micuțe. Suntem contractorii și lucrăm cu Orange pe Kaufland, iarăși avem consultanță de IT și networking, Raiffeisen, BCR, sunt nenumerate, dar asta cu care cred că ne putem mândri cu acest cerințe. Mulțumesc! Hai să vorbim puțin despre data center. Spuneți-ne care sunt avantajele pentru o companie de a găzdui serverele proprii într-un data center. Păi, cred că primul lucru este ambientul. Gândiți-vă la o societate comercială, o firmă care are un server ascuns printre celelalte calculatoare, praf, disponibilitate, încălzire, răcire, poate avea o cămăruță acolo unde își ține un aer condiționat și ține serverul, dar control de acces, partea de alimentare electrică, acele căderi și flapuri, nu are un UPS. Oferim colocare. Colocarea fizică sau putem să facem în partea de VPS, Virtual Private Server. Diferențele ar fi, la noi în data center există o climatizare redundantă, o alimentare redundantă, disponibilitatea este 98,98%, cel ar putea întrerupe legătura de internet între persoana fizică, persoana juridică și data center-ul nostru. În rest, nu sunt alte probleme. Referitor la a virtualiza serverul și la aduce în data center-ul nostru, gândiți-vă la un zero defect. El nu are nicio problemă, toate resursele lor sunt disponibile just by click, deci vrea memorie mai multă, de la 8 ajunge la 16, la 32. Spațiu mai mare, iar se alocă dinamic, mai multe rețele, mai multă bandă, deci orice se face instant. Performanțele sunt asemănătoare, nu este legat decât de o legătură internet din toată lumea și își poate accesa serverul. Gândiți-vă că el are acum un spațiu, mai trebuie spațiu, trebuie să le facă acel raid, să mărească spațiu, apar probleme de upgrade de memorie, defecte. Sunt nenumerate probleme. Încă nu s-a conștientizat de, să zicem, administratul unei firme, așa, ce înseamnă acest lucru. Încercăm să-i învățăm, să-i educăm,
să le scăpăm de stresurile care vin din partea aceasta de server, de gândiți doar o firmă de contabilitate, el, patronul, administrator, nu știe prea multe. Dacă au picat datele acelea, au acolo date de 10 ani de zile. S-a întâmplat acum, de curând, am avut o firmă de arhitectură, din câte mi-amintesc, a luat un cryptologger și a pierdut toate desenele de pe 10-15 ani. Avea vreo 4, 5, 6 giga de desene. Și le-a pierdut, nu le-a putut recupera. Deci când te lovești, te mai uiți și în altă parte. Cam astea sunt avantajele. Avându-le în data center noastră, are protecție la cryptologger, are o securitate, există un firewall, există porturi, nu sunt porturi nedeschise intenționat. Are un backup, dual backup. Downtime-ul este limitat. Avem aceste soluții de virtualizare cu storage. Încercăm acum să facem și al doilea data center, recovery center din Cernavodă, să putem replica toate serviciile în Cernavodă. Sunt foarte multe avantaje. Și înțeleg că acești clienți au înțeles avantaje de la dumneavoastră, în urma unei consultanțe și așa au venit clienții pe data center. Majoritatea. Mergând la un client nou, îi faci un audit. Îl vezi că are 7 imprimante, folosesc 7 consumabile. Îi restrângi imprimantele, îi dai o imprimantă de rețea care să listeze tot. Vezi că foarte multe servere stau înghesuite pe acolo, uitate de vreme, care pornesc din buton sau îl oprește femeia să sparge aspiratorul. Sunt mii și mii de probleme din milioane de probleme. Te duci și îi arăți și îi explici că îl scapi de acel stres. Pentru el, toată mentenanța și consultanța, poate or fi ceva costuri la început, dar pe o perioadă de 3-4-5 ani, costurile nu sunt decât un abonament la nenumărate intervenții. Și pentru asta i-am câștigat și ne-am adus un renume în Constanța. Ok. Spuneți-ne care sunt cele mai cerute servicii în prezent la GMB. Trendul este acum către partea de hosting, VPS, hosting, storage on cloud, se merge pe partea aceasta mai mult de data center, de găzduire în data center, storage, VPS, servere, cam aici găzduire, internet, da. În bătălia aceasta de mulți provider care sunt, să-i enumerăm că puteți să le face publicitate, RDS, nu știu care, noi venim cu NATU. Noi venim și aducem o soluție, aducem internet și toate serviciile conexe. Pe când ceilalți nu fac aceste servicii. Asta este un avantaj al nostru. Noi venim și oferim toate serviciile de care clientul nostru are nevoie, îi optimizăm și îi oferim cea mai bună soluție calitate-preț, încât să poată funcționa mult cât are nevoie. Ok. Vă puteți să ne spuneți ceva și despre cursurile pe care le oferiți în cadrul diviziei de instruire? Cursurile de training la centrul nostru de pregătire sunt cumva de entry level. Cursurile profesionale se pot face, dar ar trebui un minim de persoane și cu un training autorizat. Un cursuri mai speciale. Aici, ce avem noi în partea aceasta de cursuri, sunt cursuri de entry-level, ECDL-ul, mai sunt firme care își aduc oamenii la noi pentru specializări diferite de Excel, Access, nu știu ce. Nu sunt cursuri adresate profesioniștilor. Nu este un centru de training, internațional, care să acopere mai multe cursuri de atât. Deci este entry-level. Care sunt planurile de viitor ale companiei GMB? Extinderea infrastructurii de fibră optică. Acum am început să întindem în rețeaua subterană internet, partea de fibră optică și pe partea de Aurel Blaicu. Avem partea de viitor pentru pornirea data center-ului din Cernavodă pentru replicare și backup data center.
în cazul unui dezastru ce se întâmplă aici, avem o replicare acum, încercăm să obținem un link de TNG, să putem face această replicare mai rapidă, să punem acel data center și extinderea, încercăm să acoperim o zonă mai mare de localități pentru CATV și internet și cât mai mulți clienți fericiți la noi pentru servicii de IT. Ok. Și ce posturi disponibile ați avea următoarea perioadă și pe termen lung la GMP? Încă nu avem o echipă specializată pe web design, lucrăm cu niște colaboratori, ceea ce ne un pic ne cam doare așa, că nu poți avea o continuitate. Sunt persoane fizice care fac un site, acum îl fac, mâine nu mai dai de el. Da, încercăm să găsim o echipă cu care să construim, să facem noi site-urile, partea de web design și avem și niște aplicații pentru noi și pentru câțiva clienți care tot ne cer și cred că ar fi ideal să avem o echipă de web designer, dar să putem menține această continuitate, să nu mai fim nevoiți să mai ne blocăm în stadiul acesta de să nu mai dai de telefon, să probleme în acestea organizatorice. Ok, la ce adresă ar putea să vă contacteze cei interesați? Office@gmb.ro. Se poate trimite CV-ul acolo și vă răspunde. Eu vă mulțumesc. Să vedem dacă sunt întrebări și din sală, din public. Ok, dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc încă o dată foarte mult și îl invit pe Andrei în continuare. Și vă mulțumesc. La revedere.